cândva de mult, stațiile PECO însemnau doar locul în care veneai să-ți alimentezi automobilul cu carburant. Aveai mare noroc dacă găseai cel puțin un grup sanitar în calitate de serviciu adițional. Apoi au mai apărut mici produse care să se vândă lângă ghișeu. Apoi chiar mici magazinașe. Mai nou, stațiile PECO devin și cafenele unde poți bea o cafea ca la carte, ba chiar și o prăjitură proaspătă pregătită pe loc. Dar nici asta nu e apogeul. Stațiile PECO, prin comoditatea amplasării lor, într-un soi de drive-in în care vii pe câteva minute, parchezi mașina și faci ceea ce ai de făcut, pot fi mult mai mult de atât. Acum cei de la Petrom Moldova vin cu o idee inovativă și lansează Petrom Servicii în toate stațiile lor din Moldova. Ce înseamnă asta? Că în orice stație Petrom vei avea ghișeul a o mulțime de servicii de care ai putea avea nevoie. De la cele de la ghișeul unei bănci până la servicii destinate mașinilor și călătoriilor. Doar că, spre deosebire de ghișeul unei bănci, unde pauza de masă e sfântă, iar programul de lucru strict e de diamant, Petrom Servicii e disponibil atât timp cât e deschisă și stația. Adică 24 de ore din 24. Cum ar fi ca exact atunci când ești pe cale să părăsești țara, chiar înainte de vamă, să-ți amintești că mai ai niște plăți de făcut la o oră târzie de noapte. Spre exemplu, să-ți cumperi vinieta pentru țara următoare sau să-ți pui niște bani pentru contul de telefon mobil ca să ai roaming-ul asigurat sau orice altceva. Haideți să vedem cum ar fi să facem asta aici la o stație Petrom. Bună seara! Bună seara! Aș vrea o vinietă pentru 1 euro, vinietă să vinietă, fac. Da. Aveți nevoie de certificat de matriculare, da? Vinieta dumneavoastră pentru 7 zile. Deci așa arată, da? Da. Ok. Știu că puteți face și suplinire de cont la telefon mobil. Vă rog mult. Vă dictez numărul 0797, 300 de lei și un sachet cu cardul. Cardul, da? Da. Doriți 300 de lei. Da. Ok. Bonul dumneavoastră. Mulțumesc. Plătere. Mi s-a spus că puteți și face și facturi comunale, da? Internetul mobil, deci internetul obișnuit de casă. Vă trebuie numărul contractului, da? Numărul contractului, vă rog, dacă nu. 2, 3, da. 0, 0. Da, carbon card din nou. Da, da. Poftiți bonul, iată. Mulțumesc. Plăcere. Ok, mulțumim. Da. La revedere. Mai frați. Bun. Sau imaginează-ți că ai ieșit după o seară frumoasă în oraș, te-ai uitat la ceas și ai văzut că e 23:30, iar tu încă n-ai achitat creditul pentru mașina aia nouă și frumoasă. Nu vrei să admiți una ca asta, dar băncile sunt închise, bancomatele, că și în cine știe pe unde ori mai fi și chiar și un virament bancar ar fi procesat abia următoarea zi. Ce ai de făcut deci? Surprinzător, dar Petrom Servicii înseamnă că poți achita și creditul la ghișeul stației PECO. 24 de ore din 24. Poftim! Bună seara! Bună seara! Ar vrea să achit un credit? Și dacă tot stația PECO a căpătat funcții de bancă, imaginați-vă că vă sună telefonul fix seara târziu. Și în zilele noastre știm cu toții că atunci când sună telefonul fix pot fi doar vești rele, o urgență sau o rudă îndepărtată de care n-ai auzit ani de zile și care brusc are nevoie de ajutor în toiul nopții. Ok, nene, de să-ți transmit cumva banii ție direct, îți fac un transfer peer-to-peer pe card. Da? N-ai card? Ok, da, o stație Petrom ai lângă tine? Cam asta ar fi discuția pe care ar trebui să o ai cu această rudă pentru a-i putea transmite bani la orice stație Petrom. Deci, mergi efectiv la stația ta cea mai apropiată, transferi banii pe numele acelei persoane, iar ea îi poate ridica instantaneu de la orice altă stație Petrom din țară. Sau ca un gospodar adevărat, la ora 6 dimineața ești deja pornit spre Chișinău pentru că vii de departe. Dar te-ai pricopsit cu o amendă în trafic care trebuie plătită. Ei bine, unde să o plătești tu ca să nu te abați prea mult din drum, ca să nu stai prin rânduri prin capitală? E simplu, faci dreapta la oricare Petrom, îi minezi operatorului de la ghișeu numărul procesului verbal și buletinul tău și amenda poate fi plătită imediat.
Și dacă tot sunt aici, pot să achit și taxa de drum la dumneavoastră, că o să-mi fie mai simplu când trec revizia tehnică. Și apoi, dacă ești tu ruda aia îndepărtată care a avut nevoie de ajutor la 1 noaptea, poate a venit timpul să întorci banii înapoi și să faci un transfer pentru a întoarce cei bani. 100 de lei, dacă v-ați primit transfer. Ți-aș putea spune că Petrom Servicii poate primi bani și pentru bilete de avion, ca să poți merge la oamenii dragi pe care îi ai departe de casă, poate, să-i vezi. Doar că anul ăsta, în context pandemic, această ocazie se va ivi mai rar. Dar vreau, pur și simplu, să știi că se poate. Acum, e la fel de adevărat că pentru toate aceste servicii pe care le-am enumerat și poate cele care nu le-am enumerat, există soluții de alternative. Plăți online cu cardul, internet banking, aplicații mobile de internet banking, plăți programate, transferuri peer-to-peer, o mulțime de chestii care ar putea fi aplicate în fiecare caz aparte. Dar o soluție de alternativă care să le cuprindă toate, cu comoditatea intrării pe 5 minute la o stație PECO, cu comunicare de 5 minute cu operatorul de la ghișeu, pentru asta alternativă nu prea există. Și dacă ne gândim că există oameni care asimilează mai greu tehnologiile sofisticate, care poate n-au card bancar sau care poate n-au suport tehnic pentru a face aceste lucruri, atunci Petrom Servicii este acea poartă simplă spre funcționalități complicate, pe care le poate accesa oricine din Moldova prin simplețea comunicării umane de la ghișeu. Așadar, din această toamnă, în toată rețeaua Petrom Moldova, ai Petrom Servicii, cu zeci de categorii de servicii care pot fi accesate și utilizate. Poți accesa Petrom MD pentru a consulta lista actuală întotdeauna de servicii disponibile. Noi zicem că în cel mai scurt timp aceste servicii vor fi privite atât de firesc, încât ne vom întreba de ce n-au fost ele implementate mai devreme. Ce-a mai rămas? Să se facă farmacii în stații PECO și gata, nu?